În România, în ultimele 24 de ore, au fost 7.365 de cazuri noi din peste 31.000 de teste efectuate. Alți 161 de români au murit după ce s-au infectat cu noul coronavirus, în timp ce la terapie intensivă scade ușor numărul pacienților internați la 1.271 de cazuri. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 532.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, 425.000 de pacienți au fost declarați vindecați. Până astăzi, 12.821 de persoane diagnosticate cu această infecție au decedat în țara vecină.